Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrice cu Hasdeu din Chișinău oferă utilizatorilor posibilitatea de a rezerva online cărțile. Cum facem acest lucru? Pentru început, accesăm site-ul bibliotecii www.hasdeu.md, apoi pagina Catalog electronic. Ne logăm cu ajutorul login-ului și a parolei personale. Aceste date sunt furnizate utilizatorului în momentul înregistrării în bibliotecă sau, la cerere, în orice alt moment convenabil. În contul personal din catalogul electronic, identificăm cu ajutorul opțiunii Căutare avansată cartea ce ne interesează. Spre exemplu, vom căuta cărți în baza criteriului cuvânt cheie. Rezultatul căutării va fi o listă de cărți ce includ acest cuvânt cheie în titlu sau în descrierea cărții. Selectăm din listă cartea pe care dorim să o rezervăm. Un clic pe titlul cărții ne va direcționa către înregistrarea din catalog ce conține informații despre carte. Pentru a rezerva cartea, vom avea nevoie de opțiunea Place Hold. Prin accesarea acesteia vom fi redirecționați către o nouă pagină, în cadrul căreia vom fi rugați să confirmăm rezervarea. Va fi necesar să indicăm locația, adică biblioteca de unde vom împrumuta fizic cartea, ziua în care vom veni să împrumutăm cartea, data limită de menținere a rezervării, adică 24 de ore din momentul rezervării, note specifice referitoare la carte, faptul că avem nevoie de un exemplar disponibil și confirmăm rezervarea printr-un clic pe butonul Confirm Hold. Rezervarea va fi disponibilă 24 de ore. Toate cărțile rezervate de noi vor fi prezentate sub forma unei liste în secțiunea Holds. Lista ne oferă posibilitatea de a vizualiza informații precum titlul și autorul, data rezervării, data limită de menținere a rezervării, filiala în care va fi împrumutată cartea, statutul solicitării de rezervare, în acest caz în așteptarea validării de către bibliotecar, posibilitatea suspendării temporare a rezervării, și opțiunea de anulare a rezervării, accesarea căreia va elimina cartea din lista noastră de rezervări.
Aceasta nu este singura modalitate de a rezerva online cărțile. Spre exemplu, apelăm iarăși la opțiunea Căutare avansată. Inițiem o căutare în baza criteriului cuvânt cheie. Vizualizăm rezultatele. Și accesăm opțiunea Placehold, amplasată sub fiecare descriere de carte. Apoi confirmăm rezervarea, incluzând datele necesare. Informația despre cărțile rezervate va apărea iarăși în secțiunea Holds. O altă modalitate de a rezerva online cărțile este rezervarea multiplă. Repetăm căutarea în baza criteriului cuvânt cheie. Vizualizăm lista rezultatelor bifăm cărțile ce ne interesează Apoi selectăm opțiunea Placehold din meniul de deasupra listei. În acest caz, vom confirma rezervarea a două ediții concomitent, incluzând iarăși toate datele necesare. După cum putem observa, avem în total 3 cărți rezervate. De altfel, acesta fiind și numărul maxim de cărți admis spre rezervare. Observăm în listă titlurile cărților rezervate. Datele de împrumut. Termenele limită filialele în care vor fi împrumutate edițiile statutul rezervărilor posibilitatea de a suspenda și anula rezervările. După ce am finalizat procesul de rezervare online a cărților
În catalogul electronic al bibliotecii, este necesar să venim fizic la bibliotecă pentru a le împrumuta. Vă așteptăm cu drag!